Salutare tuturor! Astăzi vom face cunoștință cu brandul Aven. Gama care se ocupă cu tratamentul tenului acneic se numește Cleanance. Da? Deci când vezi pe produsul Aven denumirea Cleanance, înseamnă că este pentru tratamentul tenului acneic. Poate fi și pentru tratamentul tenului gras, miei, seborreic. Săptămâna trecută venise un tătic cu fetița lui la farmacie să-și ridice o rețetă de la dermatolog. Am luat rețeta scrisă impecabil, structurată bine, scrisă cu toate punctele atinse, tot tratamentul complet. Felicitări la doctorul respectiv, nota 10 cu plus din partea mea, rar mi se dă ochilor să văd așa rețete bine structurate și scrise citeți, descifrabile. Nu mă laud pe tăticul respectiv că zice să nu-mi dați tot de pe rețetă, numai un produs care e cel mai bun, pe acela să-mi dați. Mi s-a cerut în momentul respectiv un lucru imposibil, pentru că nu există un produs magic, un produs bun care să fie, să-l folosești și să-ți treacă. Este o gamă de produse, o schemă de produse, o combinație de produse pe care trebuie să le folosești ca să te bucuri de rezultat și să vezi un rezultat eficient. Așa că la gama Cleanance începem cu gelul de spălare. Gelul de spălare Cleanance Aven este un gel fără săpun, poate fi folosit pe față cât și pe corp. De exemplu, dacă este acne pe umeri sau există foliculită, se poate folosi atât pe față cât și pe corp. Se pune un picuț de gel pe mâini și se spumează, se clătește cu apă. Eu recomand să se folosească și dimineața și seara, dar dacă ți se pare că este prea agresiv, eu recomand acesta să se folosească seara, iar dimineața, ce îmi place foarte mult la brandul Aven, că are și crema lavanda, adică este o cremă de spălare care nu este așa agresivă. După ce am spălat fața, la fel, folosim apa micelară, punem pe o dischetă apă micelară până se umezește discheta și dăm pe toată fața ca să curățăm în profunzime. La fel, apa micelară de la Aven poartă denumirea de Aven Cleanance. După ce am curățat fața cu apă micelară, folosim spray-ul. Este spray cu minerale. Conține calciu, magneziu, sodiu, zinc, litiu. Pulverizăm pe toată fața. Și după ce am pulverizat, nu uităm de piatra de alaun. Da? Deci rulăm pe toată suprafața feței cu acneie. Eu recomand să se folosească sticul cu piatra de alaun seara, dar, de exemplu, când sunt stresată sau când mănânc nesănătos și am o explozie de coșuri, atunci îl folosesc și dimineață și seara și după ce folosesc sticul, imediat aplic o cremă hidratantă. Ca de exemplu, la Aven este varianta de Cleanance Hydra. Aceasta este o cremă. O folosesc și masez pe toată fața până intră în piele. La fel, aceasta este o cremă care calmează pentru că are și apă termală. Însă dacă ți se pare că e prea încărcată pielea sau prea grasă pentru tine, mai este și varianta de emulsie. Emulsia este mult mai lightă, deci poți să folosești emulsie. Se poate folosi atât dimineața cât și seara. Dar seara, ce se recomandă ca să nu ți se pare că folosești prea multe produse, se recomandă tratamentul expert. Este o emulsie pe care o aplicăm după ce am folosit apa micelară și după ce am folosit sticul cu piatră de alaun. Este o cremă mai de o culoare galbenă. Deci dacă ți se pare tenul un picuț galben după ce folosești această cremă, este de la pigmentul pe care îl conține ea. Dacă ai imperfecțiuni, se recomandă seara cât și dimineața, este un ser. Se numește Cleanance Comedoment. Acesta se folosește după sticul cu piatră de alaun, dacă nu folosești varianta de Cleanance Expert. Dar dacă coșurile sunt foarte evidente, se folosește întâi serul concentrat, și după aceea poți să folosești și tratamentul expert. Deci se poate folosi una după cealaltă.
Însă, dacă folosești un fond de ten sau ai imperfecțiuni pe față, Avenu a conceput și varianta de Cleanance Expert, este cu nuanță, culoare. Deci, ca un fond de ten, are pigment și mai are, pe lângă aceasta, este un BB cream. BB cream are și factor de protecție. Dacă dorești culoare plus factor de protecție, deci poți să folosești BB cream-ul. Asta ar fi ca și nuanțator. Vara și nu numai se recomandă fluidul pentru protecție solară 50+, are efect anti, are efect matifiant și antioxidant. Acesta la fel este sub formă de spray, se spreiază și se aplică pe toată suprafața feței, pe decolteu, la fel și pe umeri. Foarte important acesta să nu lipsească la persoanele care au cicatrici în urma tratamentului acneic. Deși acnea s-a dus, mai rămân urme care trebuie protejate, pentru că dacă nu se folosește un factor de protecție, atunci urmele respective, intrând în contact cu soarele, cu razele soarelui, se pigmentează și rămân urme. Seara, dacă la fel a trecut acneea și au rămas urmele de la coșuri, eu recomand să se folosească cicalfatul. Este o emulsie. Se folosește seara după demachiere, după curățarea feței, la fel după folosirea pietrei de alaun. Mai este și varianta de cicalfat spray. Acela se spreiază pe toată fața și se masează până intră în piele, lasă o urmă albă, așa că eu recomand să se folosească acela seara. O să observați până dimineață, se usucă coșurile și se formează o crustă, la fel ca și piatra de alaun, asta însemnând că absoarbe excesul și începe procesul de cicatrizare. La fel, persoanele care doresc să folosească fond de ten, Avenu are Couvrance fond de ten, este pe culori numerotate de la 1, 2, 3 și 4. Eu îl folosesc pe 4. Se întinde foarte bine pe față, intră foarte repede, nu lasă urme, nu lasă strat de fond de ten, deci când îl folosești, nici nu se observă că ai fond de ten pe față. Cam atât a fost cu prezentarea gamei Cleanance. Dacă ai întrebări, poți să-mi scrii, îți explic mai structurat ce poți să folosești pentru început. O schemă mult mai comprimată, să zicem așa. Și dacă ți-a fost eficient acest video, aceste informații, poți să dai share, poți să dai like. Poți să trimiți prietenilor tăi ca să se informeze și ei. Mulțumesc pentru fiecare share, pentru share pe Facebook, share pe Instagram, pentru like-ul tău, pentru susținerea ta.